Au coșurile de gunoi la îndemână. Ar trebui să aibă cei 7 ani de acasă și un minim bun simț. Totuși, unii giurgiuveni refuză să arunce ambalajele produselor pe care le consumă acolo unde trebuie, preferând trotuarul. În această dimineață, strada gării era în unele locuri acoperită cu hârtii, peturi, coși de semințe și alte asemenea resturi lăsate în urmă de unii cetățeni. Vă lăsăm și noi pe dumneavoastră să îi caracterizați.